Shaitish Marcel și vă salut din Madagascar. Întrebarea pentru această săptămână este: cum tratezi tu îngrijorarea? Pot să o reiau și pot să-i spun: care-i tratamentul tău pentru îngrijorare? Aș vrea ca să vă citesc ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 4 cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Spunea cineva că îngrijorarea este ca un balansoar. Te tot dai pe el, consumi multă energie, dar nu te duce nicăieri. Probabil, la fel ca mine, sunteți oameni care vă frământați din pricina multor lucruri. Vă puteți frământa din pricina banilor, vă puteți frământa din pricina relațiilor defectuoase, poate nu vă ascultă copiii, poate nu vă înțelegeți cu oameni din jurul dumneavoastră, poate la lucru este prea mult stres, poate șeful pune prea multă presiune asupra dumneavoastră, poate sunt prea multe lucruri de făcut. Îngrijorările sunt de multe feluri. Aici, în Madagascar, deseori mă îngrijoresc că pornim niște proiecte, lucrurile mișcă mai încet și până le pornim, până se mișcă oamenii, simți presiune, simți dezamăgire uneori, simți durere, simți frământare. Biblia ne oferă o soluție. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă o soluție pentru îngrijorările noastre. Și vedem aici, în textul pe care l-am citit, că sunt două părți. Este o parte a noastră, ce trebuie noi să facem atunci când suntem bulversați, copleșiți și povara apasă prea greu? Și ce va face Dumnezeu dacă noi vom face partea noastră? Iar partea noastră este aceasta. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Pare simplu, așa e? Dar nu este simplu. Asta înseamnă timp de părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Asta înseamnă să-ți pleci genunchii și în fiecare dimineață, când vin ca animalele lăsate libere dintr-o grădină zoologică și te atacă problemele, iar tu trebuie să le închizi pe toată într-o colivie, într-o cușcă. Și cum faci asta? Rugându-te, cerând lui Dumnezeu liniște, pace, bucurie, citind în Sfânta Scriptură cine este Dumnezeu și ce poate să facă El pentru viața ta. Și atunci, încetul cu încetul, în rugăciune, în meditație, în citirea Scripturii, inima ta se liniștește. Inima ta capătă bucurie și entuziasm pentru ziua care stă în față. Dacă ne facem partea noastră, Dumnezeu ne asigură. Dacă faceți lucrul ăsta, dacă duceți cererile voastre înaintea Lui, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vedeți? Va aduce atât liniște, pace lui Dumnezeu, va aduce atât liniște la nivelul emoțiilor, va aduce liniște și echilibru sufletesc, cât și la nivelul minții. O să înțelegem logic. Dumnezeu are o soluție. Dumnezeu are o cale. Dragi frați și surori, dragi prieteni, dragi ascultători, dacă te lupți cu frământări, dacă povara e prea mare, doar aceasta e soluția pe care ne oferă Biblia. Veniți cu cererile și îngrijorările voastre înaintea Lui, cu mulțumiri, credințați-vă viața și spune: mulțumesc, Doamne, am încredere în soluția Ta. Și atunci pacea Lui vă va inunda inimile.
Acesta este gândul pentru săptămâna aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă salut din Madagascar, Marcel Shaitish. Una matata tukiwa na Yesu, hakuna matata.